ok, cred că tot, că sunteți mândru de tot, sau poate nu, dar care e momentul pe care îl identificați? Păi eu o să mă refer la două momente. Așa. Primul a fost atunci când am câștigat fantastic la Roma, cu 2-1, când Culio a dat două goluri, când era, îl ții minte, era și Trică la noi în echipă, pe care l-am găsit înainte cu o seară, fuma. Am intrat în cameră, era cu Ciprian Deac, care era și fin. Așa. Și era un fum în cameră, era un fum, tăiai cu cuțitul. Cum ar zice și Mudică, iertați-mă, cum ar spune și Mudică, stătea bicicleta fără cric în camera lui Trică. Știți cum zice și Mudică? Eu n-am intrat în control, nu făceam așa ceva. Dar vezi, nu știu să văd așa, să mai vorbesc cu băieții, ca în primul rând să-mi liniștesc mie emoțiile, să nu ale lor, să mi le calmez adevărat. Da. Frică de mie foarte tare să nu ne facem de râs în multe ori. Și Eugen, ce știți, mă scuzați că așa, Ciprian stătea acoperit și acum îl văd din cauza fumului, era geamul deschis și abia l-am văzut pe Ciprian. Și zic, băi, Eugen, ce nu mergi să fumezi acolo? Mă iertă asta, zice, nu pot să vă spun, am niște emoții. Păi băi, am venit să-mi alungi tu mie emoții, să îmi dai emoții în plus. Bine că nu v-a dat o țigară ca să vă treacă. Trică a jucat fantastic, i-a dat o pasă cu călcâiul și Culio a dat două goluri cum l-a dat în viața lui, nici până atunci.